Intoleranța s-a născut de mult. Pe vremea când ardeau altarele Minervei, ale lui Apollo sau ale Afroditei, pe când se făcea scrum Biblioteca Alexandriei și odată cu ea istoria umanității de până atunci, mai bună poate decât istoria ce a urmat. Intoleranța a născut la rândul ei o listă lungă de martiri, căci în spatele fiecărei autorități pândește o inchiziție, iar cămașa fiecărui credincios ascunde un pumnal. Așteaptă doar prilejul pentru a-l înfige în spatele aproapelui său. În comuna ieșeană Horlești, oamenii sunt împărțiți în două mari culte religioase. Cultul catolic, majoritar, cu cei mai mulți practicanți și cu biserica în centrul comunei, și cultul ortodox, minoritar, cu o biserică de mici dimensiuni situată într-o margine de sat. Pe lângă aceste două curente creștine, mai există și un al treilea, tot creștin, aparținând cultului evanghelic. Se mai pot întâlni pe ulițele Horleștiului baptiști, adventiști și lista poate continua. Cei mai puțini ar fi liber cugetătorii, căci în Horlești toată lumea se declară creștină. Alea 15 hectare ale bisericii au încăput pe mâna, iar am pronunțat și n-ar fi bine, a mai fi bisericii. Pentru că fișorii de biserici și apropiații au... Ar fi exist de peste tot. Au luat cât de cât le-au putut prinde, cât de jumătate de hectare, cât de... Așa. Din alea 5 hectare. Din alea 5 hectare, dar un hectar... S-au împărțit între cine? Da, între, în alții erau, dar un hectar l-au luat de religie catolică, unul singur. Ne-am grad de rudenii, nu te poți spune cu catolici, că așa ții. Deci au luat și ei o bucățică. S-au luat, o bucățică de un hectar. Am înțeles. Iar a noștri cât mai puțin. Da. Așa, și... Când ai scris dumneata plângerea la Consiliul Național împotriva discriminării, da, aveai în vedere, pe de-o parte, acest spațiu... Terenul. Care a fost aprobat de Consiliul Local, da, să se construiască biserică ortodoxă nouă, da, mândră, da, și celelalte 5 hectare care erau ale bisericii ortodoxe, care până la urmă le-a produit cum le-a produit. Așa, și la momentul de față nu avem titlu, acte, o instituție albisericească nu au putut obține titlu de proprietate, nici pe biserică, nici pe cimitir, nici pentru, pe... Pentru alea 5 hectare sau pentru și ce? Și nici pentru alea 5 hectare, nici pe biserică, că biserica trebuie să aibă și eu un act. Care de biserică? Te referi de biserica aia de pătar? Aia de sus, aia de sus. Aia, da. Nu sunt acte pentru ea? Da, da, nu sunt acte. Am înțeles. De vreo 20 de ani a apărut în rândul creștinilor ortodoxi din Horlești o senzație de inferioritate, cum că biserica lor e mai mică și mai puțin vizibilă. Și s-au apucat să caute o soluție, să facă una mai mare și mai în văzul lumii. S-a născut astfel o oarecare competiție între comunitățile de creștini, fiecare încercând să arate care are credința mai mare și mai tare. Interesat la rândul său să obțină niște voturi de la oamenii din Horlești, un sponsor s-a oferit să sprijine construcția noii biserici ortodoxe, care trebuia să fie cel puțin la fel de mare și de frumoasă ca cea a catolicilor. Materialul a luat o parte din el și l-au construit, o construit un prăznicar, zicem, la biserica noastră. Popa. Da, iar Popa celălalt ortodox material o pleca pe șuștaichii. Am înțeles. Așa. Din acel beceau două containere mari. Da, 72 de metri cubi. Nu numai, este un albastru, dedesubt acolo, sub geantă. 72 de metri cub de BCA a fost destinat... Cronometrați pe hârtie, 50 pentru biserică mijlocii, și 22 pentru casă parohială, ca să construim. Bun. Eu m-am zbătut. Și nu s-a construit. Nu materialul s-a construit o încropeală. Atâta s-a de construit. Ce e aia care s-a construit? Prăznicar. Zicem, un prăznicar. Atât. Un loc unde se pun niște mese să care mănânce se la construit, pomană. L-a consumat jumate. Bun. Din iar restul s-a ciordit. S-a dat. Și nu numai atâta. Bun.
Domnul Becali, și discriminarea constă în ce? În faptul că biserica că nu ne-au dat autorizații să construim biserica. Primăria. Primarul ăsta. A, deci primarul nu a acordat autorizație. De primărie, că sunt de oameni de bună credință. Înțeles, de construcție pentru biserica ortodoxă. Da, păi biserica, ca să vă spun și cum, venea construită în fața casei părintești. A lui. A cui? A lui. A părinților primarului. Asta nu se poate. Terenul ăsta este ca proprietate publică, e al localității. E hotărârea Consiliului Local, e la mine. Nu poate să intri nimeni aici. De ce? Să nu poate desfința până ce, nu... Ce scrie suntem... hotărârea aia? Păi da, e hotărârea Consiliului Local. Dăm în proprietate pentru Biserica Ortodoxă. Așa 1000 scrie metri. Pe acea hotărârea Consiliului Local clar, din 2000 cu acte, cu tot, în regulă. Oh, bun. Așa. Deci spui că peste hotărârea aia nu se poate trece. Nu trece. Uitați aici, poate trece, dacă s-ar putea altă să vadă, au pus două tractoare și oamenii de la ajutor social al lui. De asta am spus că o parte a luat și au scos terenul, stâlpul. Deci dacă stâlpul l-a trântit jos, da, împrejmuirea gardului o desfăcut, tot toate astea, au venit cum? Nu m-ați întrebat. Cum? Am dat telefonul lui Becali. Deci era împrejmuire aici. Tot, să vedeți în poză. Așa. Am dat telefon și am spus, nu mai răspund de BCA-ul tău, că BCA-ul era dus ea pe acolo. Așa. Era în interiorul gardului. Bine și țăle, că eu nu pot să răspund, nu pot să mă bat cu ei. Ori ce-a făcut? O trimis pe Gelu Becali, pe Cristi Becali, care sunt mai mult pe ești pe Neaș. Frați nepoți, ce sunt? Nepoți de lor. Nepoți de-al Gigi Becali. Da. Aha. Eu trimis cu mașinile să iei BCA-ul, să-l depoziteze la Avicola Iași, unde e Avicola lui. Ca să nu-l fure. S-a spus omul, românii. Da. S-a spus așa omul. Zice, în loc de unul, eu aduc doi, rămân șepeți biserica. Ați înțeles aspectul? Am înțeles. Ei, nu poți așa. Constantin Ursu pare liderul comunității ortodoxe din Horlești. Spune-mi pare pentru că preotul și membrii Consiliului Bisericesc evită să se afișeze cu dumnealui. Dar Constantin a obținut 72 de metri cub de BCA și niște bani frumoși pentru viitorul lăcaș de cult. Atâta doar că biserica nu s-a mai făcut, iar BCA-ul, în cea mai mare parte, s-a evaporat. Zona asta, sunt mai mulți catolici sau ortodoxi? Da, cam sunt cei mai mulți catolici. Sunt cei mai mulți catolici? Da. Așa e? Da. Deci, de la primărie, de la primărie da, încolo, da. Da, e posibil de să aveți mai mulți ortodoxi. Mai mulți ortodoxi. Da, aici, de exemplu, Maidanul ăsta, tot, sunt catolici. Sunt catolici, da. A fost o situație acum, în 2008-2007, o situație în care Biserica Ortodoxă vrea să construiască acolo o clădire nouă, o biserică. Da, știu. Și oamenii? Știu, pentru că eu sunt sculptorul Bisericii Ortodoxe. Deci așa. eu fac crucile care... Aha. Și toate troicile. Stai, bine, acum stai în casa acolo la nepoată mea. Stai un pic. Stai așa un pic. Stai. Așa. Mi-a faci crucile frumos, sculptură, așa, elegant. Bun. Da, deci... Cunoști situația. Spuneți, vă rog. Cu acea clădire, biserica nouă, că s-au adus bolțari ca să se construiască biserica ortodoxă. Da, este foarte adevărat, dar deocamdată sunt puține fonduri pentru așa ceva. Ale bisericii, nu are biserica fonduri? Biserica ortodoxă are săracă. Este foarte săracă. Aha. Deci nu... Deci, aia catolică? Nu. Aia catolic, mă rog. Da. Deci Matea este ortodox și el e catolic. Da. Aia, dar nu, vă înțelegeți bine. Nu. Tot catolic ești. Eu tot catolic. Dar lucrez pentru ortodox. Dar lucrez pentru ortodox. Asta da, asta e colmea, ca să zic așa, bravo. Hai ca să mă dau jos. Să sparie și calul când aude. Ai grăit ca un înțelept. Care s-au făcut bisericile în Horlești, da, toți au contribuit. Și ortodoxi și catolici. Deci și-au contribuit și ortodoxi și catolici să se facă biserica catolică. Păi dar la biserica asta nouă care nici a dat Becali... Nu. N-au contribuit. N-a vrut nimeni să contribuie. Nu. Păi de ce? E, uite de-aia. De ce nu s-au adunat bani ca să se facă? Nu au mai pus oameni, au pus o singură dată și au cheltuit banii. A, pentru cea veche s-au cheltuit? Da. Păi pus... și pentru cea nouă? Nu.
pentru cei nouă... De ce? N-a fost chipzuită? În fața publicității. Nu. Pentru că eu știu cine să o cheltuie banii. Da, asta este. Tu nu știi nimic. A plecat animalul. Tu nu știi nimic. Habar n-are, așa. Are habar, pentru că da. Deci eu lucrez. Unde s-a cheltuie banii? Unde s-a cheltuie banii? Unde s-a cheltuie banii? Că au fost niște fonduri și... Lasă că o prinde. Trebuie să fac aici o biserică. Așa. Și eu le-o dat de la primărie, le-o dat da. locul ca să facă biserică. Biserică. Așa. Și au mai făcut. Banii nu s-au dus. Mă întrebați pe mine? A, că dacă știi, că așa zic că știi tu. Păi da, eu știu că s-au dus. S-au dus banii. Și-a băgat dracu coada. Da, domnul Constantin s-a erijat într-un fel de reprezentant al grupului de aici, dar nu, chiar într-o de aici. Dumnezeu a dus să-i în relief și să fie o chestie care e așa, o chestie care nu. Chiar e opinia tuturor ortodoxilor pe care dumnealui considera că îl reprezintă. Eu asta este părerea mea. Dânsul a crezut că reprezintă, mă rog, grupul creștin-ortodox, dar... A vrut să se bage în față, ca tot românul. Constantin Ursu, deși se erijează în reprezentantul comunității ortodoxe din Horlești, nu calcă pe la biserica mică și cochetă din vârful dealului. Consătenii săi nu-l văd cu ochi buni, așa că preferă să frecventeze alte lăcașuri de cult din afara localității. Proiectul Bisericii Noi a fost deocamdată abandonat și apele s-au liniștit. Cu toate astea, catolicii și ortodoxii se țin separat și se privesc cu dispreț reciproc, chiar dacă de fațadă propovăduiesc toleranța și armonia. Fă și deosebire. Domnul, religia catolică și cu ortodoxii, noi nu prea, ca să nu-i deranjeze că este biserica acolo între ei. La catolici. Ai acolo în cartierul ăla mai mulți catolici. Mai mulți catolici, da. Și probabil că îi deranjează părintele ortodox. Că parcă nu-i tot așa ești ori părintele catolic, ori părintele ortodox. Ei fac un fel de deosebire. Ca să nu fie gălăgie, ca să n-audă ortodox și preot ortodox, o zăpășit toate. Să nu se certe preot ortodox și cu așa, cu comunitatea catolică. Dar nu, că părintele catolic nu este. Este un preot foarte, sunt preoți foarte buni. Da. Și la catolici, dar ei fac conșesământul ăsta, lumea. Lumea. Lumea se bagă. Credincioșul de rând. Da. La catolic sau la ortodox și se ceartă. Da. Da. Soarele ne luminează pe toți la fel. Dar de ce a plecat fostul părinte? Fostul părinte al nostru ortodox. Păi tot așa era discutat de lume. Că e mari copii mulți, că... Și tot așa, oamenii sunt comunitatea care critică totul. Dar e adevărat că a primit o scrisoare de amenințare sau nu e adevărat? O fi primit. Nu pot să spun, dar o pleca foarte supărat de la noi. Pentru că el era preot foarte bun și așa. Ei trebuie să cine l-a, de cine l-a împins să plece? De ce să plece? Lumea a fost, tot lumea. Lumea ortodoși sau catolici? Care și dintre? Catolici au fost. O stat săracul într-o căsuță la printre catolici, n-avea casă parochială făcută și o stat săracul și nu-i convine tot catolicii că stă între catolici și are copii și nu știu ce, și tot ghionteală. Căsuța lui de popă, că nu au avut casă parochială, a găsit undeva între catolici. Da. Catolicilor nu le plăcea de ce e ortodox în comunitatea. Da, tot lumea catolică. Câți copii avea? 6 sau 7. 7 copii, parcă. 7 copii. Era un preot bun. Da, foarte bun și cu minte și el săracu și căuta de treabă, dar nu a putut să încapă că așa de dușmănoși catolici pe noi, pe ortodoxi, parcă ne-ar împinge așa, să ne cosul așa, să ne omoare așa de treabă. Pământul e bun că ne ține pe toți. Dar totuși de la oameni pleacă toate. Da, primarul nu, primarul este bun, este, e omănos, vorbește frumos și cu ortodoxii. Dar nu i-a plăcut să-i lase terenul ăla să conserve. Oamenii nu i-au dat pace. Oamenii. Catolicii de acolo, catolicii lui. Catolicii, da, au început cu gură la el, da. Și el săracu și se facă la atâta comunitate, dacă i-au sărit în cap toți.
Nu, dar el e un preot foarte, și preotul nostru a fost, și primarul foarte cu minte, îi este și ține cu ortodox și ține cu biserica noastră, ne-a ajutat la biserica noastră, chiar dacă îi catolic primarul, dar mi-a ajutat foarte mult, foarte mult mi-a ajutat. Primarul e bun. Pământul, în schimb, e cam lăștinos. Până la ce oră? Ține până acum? La ori, ține, nu ține mai mult. Am înțeles. Și la ortodox tot cam așa. Ei, la ortodox ține mai mult, că sunt mai credincioși. Nu mai credincioși ortodoxii? Oh, la parcă nu aș crede, eh? Ei, nu-i credincioși, că oricum știți că vreau să le construiesc și lor o bisericuță mai mare, nu aia de pe deac. Au, dar destui, destui, de s-ar duce și pater. La biserică, dacă ne uiți cu nifătura, ați ne dat la televizor, ați ne vadă copiii. Acolo unde islazul, deja ridicaseră, aveau teren, ridicaseră stârpul de curent. Domnule, electric. Dar acolo nu-i bun din nimica. De ce? Pentru că dealul și ăla fuge, sunt mai mărcuri, nu-i lutărie și nu-i din nimic acolo. A, nu era potrivit? Nu, că nu, nu, nu. Acolo e foarte... Nu că v-aș fi opus dumneavoastră? Nu, nu, nu. Stați acolo în zonă? Da, acolo stăm. Și ați fost de acord să fie o biserică ortodoxă acolo? Dar eram de acord. Dar nu-i terenul bun. Nu-i terenul bun. Nu-i terenul, fuge la vale, sunt mai izvor. Cine v-a zis că nu-i terenul bun? Nu, nu, nu-i bun, că e mai izvor. Eu am crescut acolo. Dar casa dumneavoastră nu-i acolo? Nu-i acolo, noastră e sus. E mai sus? Da. Când plouă, să iescă niște izvoare, de nici nu poți merge cu chișorul, nici de cum să mai faci biserică acolo. Acolo? Păi, acolo e greu de făcut. Nu. Am înțeles. Și dacă se poate, s-o pună mai la pădure. Unde să se facă biserica? Păi noi nu știm așa, tot dumneavoastră dacă vă dușiți. Undeva în centru. Da, nu? Unde e mai frumos, că e biserică, nu? Nu contează, că e catolic, că e ortodox. Na, nu da, dar acolo nu era bun unde se găsise terenul? Nu, nu, că e prea strâmt, e prea, prea strâmt, nu, eu zic că nu. Era mare, nu? Era izlazul. Acolo, la început izlazului, unde era strâmpul ăla care l-au dat. Dar să știți că pentru ei, lor le-ar fi aproape acolo undeva, ca zbătrânci. Le vine foarte greu. Da, acolo să... unde stau ei cu da. Biserica e sus și mai greu de ajuns la da, ei. Da, cred, na, ce să zic. Da, eu de multe ori am auzit discuții și am zis că dacă ar fi un loc mai la centru, mai frumos, mai... Da, au fost discuții da, în legătură cu teren. Și nu se găsește, nu se găsește, e un bucățică de teren pentru lăcaș, așa frumos. Se pare că nu se găsește, da. Dumnezeu le așează pe toate la locul lor. Chiar unde stau eu, în partea asta, l-am dat acolo în fața bisericii, am dat teren de pomană la biserică, ca să aibă lărgimii la mașină. Pentru care biserică? Pentru biserica de acolo. Ortodoxă? Da, ortodoxă, da. Deci dumneavoastră catolic, da. Ați dăruit da. Biserici ortodoxe, da, un teren da, ca să poată da, să... Da, și nu am luat un leu, l-am dat așa de pomană și am așa dat. Așa și trebuie, da. Doamnă. Creștinul ortodox și creștinul catolic da, nu contează, sunt că, frați de fapt, buni. La Dumnezeu da. Trebuie să fim egali și să ne iubim, că asta e da. Menirea noastră, da. Dar na. Dumneavoastră mai căutați, vă mai interesați, vă mai uitați, vă pistrezi. Și dacă găsiți, eu chiar mă rog pentru lucrurile astea, să găsiți un loc bun și frumos. Să găsiți un loc bun pentru biserica ortodoxă. Aleluia! Fostul preot Liviu Popescu, cel care a inițiat construcția unei noi biserici ortodoxe, a fost nevoit să plece din Horlești după doar câțiva ani de preoție. Avea mulți copii și ar fi dorit niște condiții mai avantajoase pentru traiul familiei sale. Dar Constantin Ursu susține că, de fapt, preotul a plecat după ce ar fi primit o scrisoare de amenințare, scrisă în termeni deosebit de violenți și jignitori, dumnealui abandonând proiectul și apele tulburi din Horlești. Da. Trebuie biserică la șosea, băgați mințile în cap. Dacă nu ai să te liniștești, da. Noi avem așa, de, îi dă foc. Noi avem act de cojocul tău, te ardem ca pe un guzgan în cursă. Am să ieșim tot satul și am să dăm o bătaie cum n-ai mâncat de când te-a fătat măta. Pământul e bun că ne ține pe toți. Dar nu este el reprezentantul? Eu așa am înțeles că este reprezentantul comunității creștin-ortodoxe. Nu e adevărat, domnule. Eu, domnule, am vrut să mă zic ceva. Ăsta e clar că nu ține cursul. Terenul care era pentru biserică. Ea trebuia construit la izlazul unde e comunitatea... În Porta Țărne.
Acolo. Da. Acolo unde s-a pus stâlpul de electricitate și era acordul și de la biserică, de la ierarhie. Nu, era de la Gică Becali. Era domnul Becali, era acel fond material, în sensul că un tir cu beceauri. Și-a luat el tot. E cum să el tot? Da, domnule, ascultați-mă, spun eu n-am un picior, nu? Dacă n-ai un picior, te credem pe cuvânt. Am fost la biserică și mi-au zis, uite, asta e făcut din bolțar din aia. Nu, nici un bolțar nu mai are. Aha. Acolo unde s-a dărâmat stâlpul și ala... Păi ce-a făcut? Da, scuze-mă. O luat tot materialul și l-a dus acasă. L-a dus la copii. Păi și ea ce-a făcut cu... Păi da ce? Patrata becea. Păi l-a dat la copii. Are mulți copii? Da. Și au părțit ei tot becea ăla. Tot. Mă dai ceva cu el? Nu. Nu? Nu am. Am înțeles. Nu am, domnule, de ce să am cu dânsul? Dar fii atent, când s-a făcut înțelegerea pentru terenul acela, pentru biserică, să se construiască biserica, toată lumea a fost de acord, la un moment dat s-a sucit. A venit nou primar? Nu. Sau cum? Să vă mai spun ceva. Punem. Cu gândul la Maica Domnului și cu mâna întrai sau omul, n-a să viezi niciodată. Fiecare strage foc la torta lui. Deci omul zice că face pentru comunitate, pentru Dumnezeu, dar face pentru el. Nu! N-am înțeles, mai zi o dată, că n-am înțeles vorba asta. Cu gândul la Maica Domnului și cu mâna în traista omului, n-a să te biezi. Fiecare îți trage foc la torta lui. Dar cine e așa? Păi ăsta, ursul. Ursul? Da, el e. Păi dar el a luat bolsar de la negru, că la negru la poarta țărnii a fost. E, nu contează pe care parte ai volanul, ci mai degrabă cum îți porți țeava de eșapament. Ăsta om, eu l-a scoate din sat. Ursul. Da. Dar el nu merge la biserică, la unde am fost la ortodoxi. Nu merge acolo sus în deal. Nu merge. Dar unde se duce? Păi de unde că-l bate oamenii de cascândurile? De ce? Păi dacă-l bate, dacă faci în mărăle. De ce face rele? Păi, se bagă peste primar, se bagă peste secretar, se bagă peste... Dar de ce se bagă peste ei? Că zice că e deștept. Nevasta lui Constantin Ursu din Horlești a moștenit o bucată de pământ de la părinți. Primăria a recunoscut acest lucru și a acționat în consecință. Numai că punerea în posesie ar fi trebuit să se facă pe un teren destinat activităților sportive practicate de copii. Ursu n-a vrut inițial să ia terenul de fotbal, știind că va întâmpina greutăți din partea sătenilor, mai ales că el era ortodox, împroprietărit într-un cartier de catolici. Mi-a scris soțul dumneata. Soțul dumneata. Când vine el atunci, luați interviul. Am înțeles, o să iau interviul lui. Dar ce probleme are? Cu pământul, atât ai pământul. Ne-a judecat pe un pământ și ne dă terenul de fotbal. Atâta, el... Cu cine v-ați judecat? Noi, cu primăria. Ai dat primăria în judecată, adică da, soțul dumneavoastră. Da. Pentru că nu v-a dat un pământ pe un moștenire, sau ce era cu Am pământul avut moștenire, ăsta? Moștenire, la părinții mei, ne-a judecat pe pământ și trebuie să ne dea terenul care ne-a judecat și ne dă terenul de fotbal. Cu jucător cu tot? Judecătorul a hotărât unde se vedea acest pământ și un loc să vi-l dea pe vechea poziție, adică acolo unde a cerut dumneavoastră, vi l-a dat pe locul unde este terenul de fotbal. Da, asta, așa e. Păi și e mai bine sau e mai rău? Da, ce fac cu fotbalul? După aceea mieși acolo, dă mieșul. Toată lumea e bună după terenul de fotbal, n-aveți idee ce valoare au, da? Nu. Ne trebuie terenul de fotbal. Deci dumneavoastră nu aveți nevoie de terenul de fotbal? Nu. Noi sunt idei pământul care ne-a judecat. Pământul pe terenul care ne-a judecat. Nu ne-a judecat pe terenul de fotbal. Unde este? În ce parte? E pe ușa asta acolo, pe vale. E tot teren bun, așa. Nu, e teren de fotbal, de copii. Nu, ăla pe care... Ăla pe care dumneavoastră îl cereți ca să vi-l dea, ăla original. Care e tot în sat aici. Dar comun, unde? Deasupra în satul nou. Și este valoros, adică poți să plantezi, poți să cultivi. Da. Poți, e teren cultivat. Uh-huh. Da.
s-au vândut, noi cât ne-am judecat, eu am făcut, din primărie, eu am făcut ca să poată să vândă terenul. Și l-au vândut. Și noi acum am rămas cu terenul de fotbal. Cine a vândut terenul? Ah, cel care îl luase în proprietate, prin acte date de primărie, probabil incorrect. Da. Eu am făcut intabularea. Noi ne judecam și noi eu am făcut intabularea. În timp ce se judeca, în timp ce se judeca dumneavoastră, erați în intabularea eu am făcut-o primarul ca să poată să vândă terenul. Am scris primăria din lovitură liberă. Joacă fotbal. Și dacă nu sunt mai bune să joace fotbal? Eu nu am copii mici. Uitați să plecați. Ai dumneavoastră? Da. Dar nepoți? Nepoți, da. Nepoții vor să joacă, da, să joace fotbal. Da. Care vi se pare mai valoros, mai prețios ca teren? Ăla sus sau ăsta de aici? Dom'le, cum vrea legea, eu nu știu, eu nu sunt cu... Legea o mai potrivește... Care poate mi-e? Care poate și omul? Nu mă interesează, nu știu. Și legea e o bucată de hârtie, da. Și plec, noi ne-aș judecat pe acolo, nu ne-aș judecat aici. Asta e treaba, nu? Asta e treaba. Deci, aici e statul, nu? Izlazul. Da. E statul cu pământul, pe lângă da, corp ideal. Dar de ce preferă, doamna, că valoarea mie mi se pare mai bună ca valoarea? Dar de ce că se umple de apă? Dar să faci tu casa, să faci ceva aici? Eu aici aș face. Doamne, mai cadă. Păi, dar a făcut biserica, dită mai biserica, dar... Ia uite. Te pui cu doamne, doamne? O venit aici o grămadă de oameni. Hai în casă, lasă prostiile. Lasă că nu-i prostii. O fost. Dar nu s-o mai... Du-te la birt, că n-a închis. A închis. S-o revocat și nu s-o mai dat. S-a revocat. Oamenii nu au vrut, că el nu a avut pământ aici. N-a avut? Nu a avut, el e din Hadâmbu. Dar a avut femeia, nevastă. Aici nu s-o mai dat la nimeni. Aici e fotbalul de când... Ba da, i-a dat ăsta, i-a dat lui, ăsta, lui Ursul Constantin. Aici i-a dat. Nu. Lasă prostiile! Bătați-mă, tu! Nebunile lor, hai! Văinicule, vezi că e deschis la birt, văinicule, ce te grăbești? Stai așa! Bunică, a fost, dar nu s-o mai dat pe urmă. Da. Nu mai dat, s-o revocat. Dar aici joacă copiii, fotbal, uite, băiatul dumitale. Joacă fotbal. Aici bate, se bate fotbalul. Aici copii joacă fotbal. Da, și da. Feciorul dumitale, care e cu pâinea în brațe, da. E nervos, juca fotbal aici? Juca și el, dar joacă, da. Dar vin mai de mulți copii aici. Toți copii joacă fotbal, da. Și dacă ar fi să fie cineva proprietar, nu o să mai joace fotbal, că nu o să le mai dea drumul. Da, și nu mai știu eu, că eu sunt bătrână și eu n-am să joc. Așa e. Dar feciorul mătă, de ce așa supărat? Așa e el, dar eu nu... Așa e un pic mai supărat, nu? Eu nu mai bat fotbal, nu mai bat nimic, eu sunt așa cu bai de cap. Sunteți la Biserica Ortodoxă sau la Biserica Catolică? La Catolică aici. La Catolică. Ceilalți unde sunt? Așa e tot mai la deal încolo, așa... Biserica Șelantă, asta e a noastră de aici. Deci e Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Ortodoxă, da. Și mai este o biserică. Aleluia! Te-ai mutat aici? De cât timp te-ai mutat aici? Aici nu sunt mutată de mult. Am vreo 6 luni, cam așa. E, să-mi spui mie, joacă copiii fotbal aici, da, pe terenul de fotbal? Da, joacă. Joacă, e bucuria lor. Bucuria lor, joacă, dar eu cum să vă spun, eu nu cunosc, domnul drag, eu nu cunosc de pe aici a lumii, ca să vă spun dumneavoastră tot ce se întâmplă pe aici. Nu știu. S-ar mai întâmpla și altceva, în afară de faptul că joacă copiii fotbal. Copiii seara până târziu așa. Ia, da, se întunecă aproape. Parcă pe dumneavoastră, când vorbiți cu mine, eu v-am văzut la televizor când luați televiziunea și la alții. Așa e. Serios vorbesc. Da. E, are și școala rostul ei. Dumneata, ce suprafață de teren ai de luat de pe urma soției acolo unde ți-a dat el pe terenul de sport? Un hectar? De pe urma soției este hectarul complet într-un trup. E într-un trup, așa, complet, un hectar. L-a spus. Și el ți l-a dat, adică... Ne-a dat completarea, da, până la un hectar, atât cât ați văzut, cât ține, da, o dat-o în terenul de sport. Ori eu am cererea, am toate avizile. Stai, nu toată felia este pe terenul de sport, o parte e în altă parte? Da. Unde?
Păi acolo ne-ați filmat 16 ari. Ai acolo o porțiune, o bucată, da, 16 ari. Iar 32 de ari. Și diferența e mai jos. 32 de ari odată terenul de sport. Bun, 32 de ari cam cât este așa ca să înțeleg ca suprafață? Cam ce, la o latură de cât? Păi de... la 30 de ari, vă spun eu, mai bine din sfert de hectar. Ne învârtim în cerc ca să aflăm aria. Sare lume, dacă eu am trăit în potrivirea, au venit cu furci, cu topoare. Bun, cu... eu zic să nu-ți mai dea pe terenul de sport unde au sărit oamenii cu furci. Da. N-ai filmat cu telefonul, că dacă filma era bine. Eu îl luam dacă oamenii nu mă bat. Deci ce l-ai fi acceptat? Da, cum are, da. M-am dus, stai să vă zic, m-am dus cu căruța cu pari. Să-l îngrădesc. Și oamenii au sărit la mine, au spus, vezi, vrei să te omor acolo? Aici te omorăm, aici te îngropăm. Și tot aceiași oameni, da, în aceeași zi, s-au dus la el la primărie. Alicuiesc toate rachetuțele care-mi zboară capul și mânuțele. A venit el cu căruța să pună pari și să fie proprietar. Aici a venit sau n-a venit? N-a venit, că nu l-a lăsat. Nu a venit cu căruța? Unde era căruța? Unde era căruța? Căruța? Aici, de acolo era. Era căruța aici. Da. Poate n-am băgat eu de seamă. Am fost cu căruța. Poate a venit omul. Da, dar nu-ți dă de voie. Că a ieșit toată lumea și nu i-a dat voie. A, era lume multă. Da, și nu i-a dat voie. Și a ieșit ca să fie împotriva. Să arată că este împotriva faptului că l-a făcut acolo proprietar pe terenul ăsta. Da, ia să-i dea terenul ei care l-a avut, nu a nostru. Dumneavoastră nu sunteți de acord cu decizia primăriei, dar face pe el proprietar aici. Ia copiilor, se joacă și ei sărași aici, că n-are unde să juca, se joacă și ei. Dar primarul nu știa că se joacă copiii aici, de paște calul. Ei nu știe, da. Gâsca. Știe, da. Asta e. Domn primar, ei lasă că domn primar să cadă. Să cadă. Să cadă. Și să vină altul. O să vină altul, dacă... Dar n-are cum să ședeze zgheroaia, că așa se spune, zgheroaia. Zgheroaia zice la locul ăsta, nu? Locul ăsta unde se joacă fotbal, unde calul paște iarbă și gâsca râme. Adio, zgheroaia. Oricum, cert este că ați fost împotriva faptului că Dumnezeu vrea să împrejmuiască. N-a părut să devine proprietar, că v-ați opus dumneavoastră. Ne-am opus. Bun, ăsta este un martor că... Sunt mai mulți, domnule. Au fost mai mulți. Deci dumneata ai venit cu căruța aici, cu pare, vreau să pui și a apărut lumea. Băi, ce cauți, băi, cum să te faci tu proprietar? Așa a fost în 2014. Da. Bun, și primarul ce a zis aici? Bă, am vrut să te fac aici. Dar a venit cineva încă? N-a venit. Nu. O trimis procesul verbal, nici semnat de mine. Așa, l-o trimis pe bază de marturi. O pus marturi pe cu mătru de-a lui, din primărie, consilier. Marturi că ce? Că au venit să îndeie ei amândoi. Aha. Inginerul cu cadastru, dar nu primarul. Și eu l-am refuzat. Castanele se scot din foc cu mâna altuia. Și am spus, băi, băieți, tu îmi dai terenul de sport să mă omoare lumea. Eu m-am judecat atâția ani, 20 de ani, pe terenul lui socrului meu. Da. Și acum l-ați vândut cu bani. Deci a bătut joc de dumneata, așa este. Așa, acum sunt lămurit și eu, adică n-am nicio îndoială. Da. A vrut să-ți dea terenul ăsta, dar de fapt nu putea să ți-l dea, pentru că oamenii dar, nu au fost de acord. Dar aflați din acte și a să vedeți chirdoșia și minciunile și falsurile, o să vă cam strângă în spate. E, o să vedem noi până la urmă unde ne strânge. Dacă ești proprietar și ai semnat un proces verbal sau nu l-ai semnat, pe ce teren? Pe ce teren? Nu l-am semnat, n-am semnat niciun act, domnule. Dar ai venit cu de bună cuvință să bați pari. Am venit de gura lui să văd ce spune lumea. Acum ca să întrelegi... A fost ca o încercare, vedem, acceptă sau tot nu acceptam, așa ceva aici. Mai facem nazuri pe criza asta? Copiii joacă fotbal, țurca, mă rog. Domnul, nici stradă nu a făcut nimic aici când plouă jale. Primarul. Înseamnă că stau, nu ne-a făcut nimic. Nu știu, numai am zis să mai aibă copiii ăștia nimic. Deci nu ați fi de acord niciodată ca să-i dea proprietate pe aceste zlari. Nu, aș fi din cauza că aici și... Păi și sunt să mai joace un copil? Aici, în mijlocul drumului, să vii o mașină, să iei înainte, să pădure, o spune. Unde vii asfaltul? În pădure. Unde e asfaltul de aici până la tine? Dar unde? Plecat, nu știu, că nu e în proiect. Aici n-ai să vezi asfalt nici când zboară Porsche. Constantin Ursu a încercat într-o bună zi să își ia în primire bucata de teren alocată de primărie din fondul de rezervă.
a încărcat căruța cu pari și a plecat să facă un gard. Când a ajuns la terenul de fotbal, deja toți sătenii erau adunați și au pus în vedere că n-o să se înstăpânească el acolo în vecii vecilor. Drept urmare, a făcut cale întoarsă și a cerut primarului să nu-l batjocorească și să-i dea pământul în altă parte pentru a nu intra în conflict cu sătenii. Are pământ, uite acolo sus la deal. L-a lăsat prăloagă și acum vrea să iei terenul copiilor. Da. Dar alții a venit în 2014, că l-a făcut primar pe terenul ăsta aici, primarul. Nu l-a făcut nimic, aici îi sare oamenii în cap. A sărit oamenii la bătaie, că n-a vrut să-l lase. Păi dar cum să-l lase, că ăsta e teren care e terenul copiilor. Asta ați văzut cât se joacă copiii pe teren. O fără amat și port, o fără amat și tăt. Copii, așa. Vrea copiii să rămâi, să facă și ei o treabă, adică să aibă o distracție. O distracție. Copiii, căluții și gâștele, că asta... Dar uite acolo, sus la deal, are pământ și l-a lăsat prăloagă. Ursul? Da. 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 Și are 3,5 hectare are la Adâmbu. În altă localitate? Da, el e din Adâmbu, nu-i de aici. Aha. Și acum și vrea să pui la cale cu primarul să-mi iei terenul la copiii ăștia care se mai joacă. A vrut, dar a încercat, dar nu i-a ieșit, adică n-au fost, au împotrivit oamenii. Am zis că erau să-l omoare cu bătaia, adică l-au amenințat. Domnule, nu că l-au amenințat. El se ducă să-ți facă pământul lui de sus de la deal. Care pământ acolo? Păi zice că el a dat o bucățică mică acolo, nu. Și are un hectar de recuperat. Și n-a avut, o bucățică i-a dat acolo sus și restul aici jos pe terenul de fotbal. Câtă frunză și iarbă. Dar femeia lui zice că nu-i place pământul ăsta, că se inunde, că vine apa la acoperă, de nu apă. Nu vine, domnule, nimica, domnule. Zice că nu-i place, de fapt. Dar, de fapt, ar fi bun, ar fi luat. Dar, de fapt, primarul doar l-a păcălit. A vrut să vă încerce pe voi, dacă l-a acceptat. Nu, a să iasă scandal de aici. Dacă îi dă terenul ăsta, o să iasă scandal. Iese scandal ca să sară tot publicul, tot comuna. Adică ce scandal? Ce se poate întâmpla? Păi, dar cum ai dat tu pământul? Ai dat pământul care să-ți joacă copiii. Păi zice, chiar comunii. Și comuna zice, bă, uite, trebuie să-i dăm ăstuia și nu în mai are altă teren. Parte. Păi zice că nu mai are decât acolo unde trebuie să construiască biserică, că vrea să facă, adică e un loc. Să-i dea acolo. Păi, dar nu vrea să-i dea nici acolo. Păi, dar dacă nu vrea să iei... Nu mai aici vrea să-i dea. Nu mai aici, el vrea... Care 3,5 hectare, domnule, la Adăbu. El acum ăsta, ursul, adică vrea el, da. Prea mult. Păi, dar zice că e dreptul lui, moștenire de la femeie. Nu e adevărat. Nu? Nu e adevărat. Bun, și dacă îi dă, cum, zice că a venit cu pari să-i pună, să-i bată, să se facă proprietar. Ce face, ce poate să se face? Mă, dacă ești și șchiop, nu mai poate să faci nimic. Știi care-i treaba? Am copii, am nepoț, am cutare. Și nu o să-l lase. Și nu o să-l lase. Pentru că ăsta teren a fost de când m-am născut eu. Păi da, vine cu jandarmii cu masca, cu masca, băbată, n-ai ce să mai faci. Ce dar mai cum faci? Să vii cu masca, pentru că nu-i dreptate. Nu este teren de fotbal, este o rezervă a Comisiei Locale de Pont Puncea, așa de la legea 845-2003. Stai așa un pic. Da, Zăzăbare. Ați fost sau n-ați fost în 2014 să vă faceți proprietar acolo, să bateți pari? Ați fost? Dar nu numai atunci. În fiecare an, poate de 10-15 ori, vă dau... Să deveniți proprietar, cum am hotărât și de la... Am colaborat cu primarul și prin scrisori. Bun. Și am vă arăt confirmări. Și ce s-a întâmplat când ați fost să bateți parc, ca proprietar, să te împrezi? Domnul Marentin a spus în față, că cât e el primar și ce face el cu oamenii lui, nici dracu nu desface. Asta ce înseamnă? Că ți-a dat în bătaie de joc? Dacă vreau să iau eu, dacă nu, e bătaia de joc. Dar dumneata ai vrut să iei, ai vrut să bat pari. Am așa vrut e, să bat doamnă. Pari când am trăit în potrivirea în 2014, a fost, doamnă. Cel mai bine, acasă? Nu mai ținem în 2014, cel mai bine este să vorbim cu hârtiile în față. Cu actele în față. Hârtia vorbește. În 2014. Da. În afară de acea suprafață care te-a pus în posesie, care este mai pe deal acolo, da. Restul de posesie, primarul actual, nu? Da. Care era și în 2014, da. Te-a pus în posesie printr-un proces verbal
acolo pe izlazul ăla care ăștia joacă fotbal. E fals procesul verbal. Fals, da. Stați-vă bun. Dacă e fals acum, ok. Ok. Cei de la primărie, o să verificăm asta, spun că este un proces verbal semnat de dumneavoastră. Nu. Bun. Da, știu că, dar nu ești de acord. Așa spun ei. Da. Dar te-ai dus în baza sau lui, să iei, să iei proprietatea în primărie. Mi-ai zis că ai fost și era să te bată ăia acolo. Cum, domnule, dacă el mi-a spus de atâtea ori, s-am făcut procesul, l-am trimis la cadastru. Bun. L-am trimis la cadastru. Bun. Odată și odată mă duc la cadastru. Bun. Și dacă bun. Mă duc la cadastru... Dar ai fost să iei în proprietate, cu pari, că mergem acolo, să mergem după ce pleci de aici, o să mergem acolo. Să-mi povestesc cum ai. Aici am și semnătura oamenilor. Hai că n-am plecat de la treaba asta, am rămas încă în treaba asta. Da. Deci ai fost acolo cu căruța, cu pari, câți pari? 20 de pari sau 40 de pari. Mă rog. Și ai început să bați pari. Da. Bun. Și ce s-a întâmplat? Erau adunată lumea. Nu ai fost cu căruța acolo pe teren. Pe teren am fost, cu căruța. Ai fost? Da. Păi și oamenii când au sărit la bătaie? Au sărit sau nu au sărit? A sărit atunci, domn. Atunci deci, de față. Cum? Bun. Deci ai fost cu căruța, cu pari, acolo să merg la față, să fac reconstituirea. Și au venit oameni. Câți oameni? 10 oameni sau câți? Alicuiesc toate rachetuțele care-mi zboară capul și mânuțele. Partea aceea cu izlaz este prinsă în asta roșu? Nu. Unde este izlazul pe harta asta mare? Ăla care l-a filmat. Aici filmare. Tot. Deci aici au lăsat, este? Da, aici au lăsat tot. Deci aici este rezerva, izlazul. Da. Da, deci până la coadă, acolo vreți, adică acolo e posibilitatea să, da, să îi se da, dea. Da. Numai că acolo nu lasă cetățenii, am vorbit cu ei. Dacă nu așa, atunci care este soluția pe care dumneavoastră o vedeți? Că simți, spune-mi, Acostei, că unde vrei, în altă parte, acolo, păi acolo. El zice, ce mi-a oferit? Dacă vrea acolo. Să analizăm, să vedem, se poate, nu se poate, nu putem să spunem acum. Nu putem să spunem acum. Are via sus în Buzneanu ăștia, în Botești, unde are el. Cine mă, primarul? Primarul, să-mi iei grădina lui de acolo. Domn primar, îți putea grădina? Da. Asta nu se poate. Eu am coborât acum, am luat o pâine. Da, am coborât prin grădină. Așa. Dar știi pe ăsta, pe ursul Constantin? Da, domnule, îl știu. Băi, acum se cade, vrea și el, ca să zic așa, moștenirea de la nevastă, care e cumva acolo, un hectar are. Doamne, altumă. Dar duc să-și iei. Și primăria i-a dat aici, pe teren unde fac, da. Deci dacă el acceptă să ia în posesie ce i-a dat primăria, hectarul ăsta, o să-i spună gard și nu mai joacă copii. Fotbal, la revedere! Ai, dar nu se poate așa ceva! Dar nu se poate așa ceva! Ba, se poate! Nu se poate așa ceva, că doar toți vecinii... Când joacă fotbal! Joacă! Joacă copii! Joacă... Ciurca, fotbal, da, ciurca! Da, mai mănâncă găsca, o râmă! Asta e. Deci a fost un fel de islaz, teren de fotbal. Așa, între. Și cum, domn primar, e de acord să-i dea... Ia, da. El, ci că pe ăsta i-l-a dat deja și ăsta a semnat, dar ăsta n-ar vrea să accepte. Deci el, ursul, zice, nu vreau cu niciun chip să-mi pun oameni în cap. El așa spune, că își pune oameni în cap, pe dumneata, pe alt fotbalist local. Bine că nu s-a petrecut vreo tragedie. Doamne, ferește! Copilașii s-au dus o tăiată două crinci. Era... Poartă. Poartă făcută frumoasă de fotbal, cum se face pe teren. Ei, cine? Le-a scos? Cine? Din... Cine le-a scos? Cine le-a scos? Unul care a avut nevoie. Care le-a dus la fierbinte. A, erau din metal? Țavă! Țavă! Dar dacă se o lovea copilul cu capul de țavă, poate că, Doamne ferește, mărea. Dar așa, se lovește cu capul de lemn, aproape că n-are nimic. Vă zic că așa, tot rău este cumva spre mine, dacă vrea, Doamne, Doamne. Două țevi, adică două porți la 100 de metri. Normal, nu. Ce, și că ai Inter dreapta, tu la fotbal erai fundaș, era extremă dreaptă? Nu,
Nu jucai fotbal? Nu, mă... Nu jucai fotbal deloc? Nu, nu, nu. Păi ce jucai? Țurca? Ia că... Ce jocuri jucai tu când erai tânăr? Țurca! Jucai țurca? Și mai ce? Maslu. Maslu ăsta nu știu cum e maslu. Păi, da, numai că... Nu mai aduc aminte, că... Dar acum ce faci tu? Cu ce te joci tu acum? Om, să zic așa, în putere. Da, cum... Lași să mă joc. Mă joc cu mama prin casă, da. Te întreb așa, că ce faci toată ziua? Da, că te văd cu nervi, cu energia, ai energie, da. Cum consumi tu energia? Zi de zi. Un corp morț. Creștinii din Horlești merg separat, fiecare la biserica lui. Biserica catolică e în centrul comunei și are o statură impunătoare și elegantă. Bisericuța ortodoxă e undeva mai la margine, modestă, așa cum a fost ortodoxia de-a lungul vremurilor. Dar poate tocmai de aceea farmecul ei e unul aparte și ar trebui să rămână exact așa, dacă vor binevoi zeii, îngerii și sfinții din cer și de pe pământ. Răul în numele Domnului se face de grabă. Binele vine mult mai încet. Câteodată, de dincolo, de orice răbdare. Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut!